Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Eu sunt Bogdan și astăzi facem un video foarte așteptat de mulți dintre voi de la Porumbei. M-ați întrebat când fac un update, ce se mai întâmplă pe la Porumbei, să vă arăt evoluția lor și așa mai departe. Astăzi a venit momentul. Dar înainte de a începe acest videoclip, vreau să vă pun o întrebare și să-mi răspundeți sincer în comentarii, și anume, câți dintre voi, cei care urmăriți acest canal, vreau să-mi scrieți în comentarii că aveți Porumbei. Sunt curios, din 26.000 de urmăritori pe acest canal, dacă 1.000 sau, nu știu, să spunem 1.000 au Porumbei. Deci dacă vă uitați la acest videoclip, indiferent că e prima oară când vă uitați la acest video sau dacă v-ați mai uitat la alte clipuri de ale mele, rugăminte mare să-mi scrieți în secțiunea de comentarii: am Porumbei și cam ce rase aveți și câți aveți. Scrieți: am Porumbei, rasa cu tare și numărul cu tare, aproximativ, nu neapărat să știu totul. Dar vreau să știu, să văd 50 de persoane, 100, 1000 de comentarii, cât o să se adune, să văd câți iubitori de Porumbei am și urmăresc acest canal, pentru că pe mine chiar mă interesează să fac și eu așa o statistică, pentru că știu că unii mă urmăresc doar pentru Porumbei, alții pentru găini, alții pentru iepuri, alții pentru, nu știu, pentru ce mă urmăresc, pentru orice altceva. Și vreau să-mi scrieți în comentarii. Așa că acum să începem acest video în mod oficial, să vă arăt noutățile la Porumbei, evoluția lor și puii și ouăle și așa mai departe. Afară plouă în continuare, este destul de urât. Astăzi ar trebui să fie frumos, că normal e vară de acum, dar nu prea e frumos. Adică plouă, dar zici că e toamnă. Asta e. Și se vede cam întunecat. Sper să se vadă cât de cât ok. Îmi pare rău, dar n-am ce să fac. Avem aici un pui de voltat indian, care nu prea mai este pui. Cel care a fost crescut de gălățeni, dacă știți. Foarte frumos a făcut. Extraordinar exemplar. Super încălțat. Coada încă-i mai crește. Au fost vreo două pene căzute, smulse, nu știu exact. Foarte frumos. Ăsta e tatăl. Căpăcitul ăsta este tatăl. Da, avem aici voltați, Maria Stuart și Gât Golaș în această volieră. Trei rase de porumbei. Voltat indian, Maria Stuart și Gât Golaș. Hai să intrăm în volieră. Să vă arăt noutățile, puii, evoluția lor și ce mai avem pe aici. Pentru că asta cu siguranță așteptați mulți. O să încep cu cei de aici și anume cu, așa, să-i scot afară, că nu se văd altfel. Ok, avem aici niște pui foarte așteptați de mult timp, dacă se văd, de Maria Stuart. Avem aici pui de Maria Stuart. Tatăl acolo, mama acolo, ăștia doi sunt părinții. Masculul e negru, femeia este albă cu niște picățele maroni. Și puii se pare că dau un fel de roșu, un fel de roșu maro, așa, de fapt un fel de bălțat ar fi, cred că. Foarte, foarte interesant se fac. I-am inelat. Inele mărimea nouă am pus, de 9 mm. Sunt puțin mai mari în picioare față de voiajori și le-am pus de 9 mm. Nu știu dacă se poate vedea chiar atât de bine culoarea, de oarece este un fel de maro. Amândoi îmi par la fel, nu e diferență între ei. Îi cresc părinții bine, îi hrănesc și mă bucur că merg ok. Lângă avem voltații. Avem acolo femela Almond cu masculul care era afară căpăcit pe negru, care au iarăși ouă. Au făcut ouă, puii lor au crescut, aici avem unul dintre pui și aici al doilea pui. Asta de aici, dai mă, unde fugi? Unde fugi? Da, aici. Ce coadă murdară ai, s-au răhățit pe ea. Asta e gri,
un gri foarte fain, un cenușiu așa chiar. Nu mă așteptam să-mi dea culoarea asta. Iar acolo mai în spate e fratele. Asta mi-ar părea să fie femenuță și ăla mascul din spate. Cel de acolo este exact ca asta de aici aproape. Ăsta pare mascul și asta pare femeluță. Foarte frumos s-au făcut. Ideea este că ăștia sunt generații diferite. Pui ăștia doi sunt frați cu cel de acolo, dar sunt generații diferite. Și acum părinții au iarăși ouă. Deci acolo femela de almond nu se vede foarte ok. Întuneric, femela are iarăși ouă. Foarte buni. A treia serie de ouă pe anul ăsta. Foarte productiv. Deasupra avem doi pui. Unul de voltat unguresc și unul de voltat indian, care mi-a dat o culoare. Părinții sunt undeva pe sus. Ăsta mi-a dat un fel de cafeniu. Bate chiar spre un violet, așa culoarea, nu știu. Aștept să se facă mai mare, să vedem. Inelat. Să vedem ce culoare se face. Bate chiar și spre roșu, parcă bate. Iar ăsta albu e de voltat. Hai mă, s-a băgat aici. Are gușa bine. Puțin mai micuț, dar crește și el. Alb voltat unguresc de la perechea de acolo, care au iarăși ouă. Perechea de acolo iarăși au ouă, sunt bune, verificate. Au lăsat puii. Părăsiseră puii după vreo 3 zile și l-a mutat unul acolo pentru că era doar un pui de voltat indian și pe celălalt l-a mutat sus, la gât golaș. Să vă arăt pui de la gât golaș, evoluția puilor. De fapt, puiului, că e doar un pui de gât golaș acolo sus. Mi-a dat galben. Din nefericire nu mi-a dat roșu. Eu am vrut să-mi dea pe roșu. Masculul e roșu, femeia e galben, dar se pare că a avut genă mai puternică femeia și mi-a dat tot un pui pe roșu, dar pe care o să-l păstrez pentru că vreau să-l țin pentru mine ăsta. Garantat. Ăsta îl țin pentru mine, că e schimb de sânge deja. Și lângă aici mai avem un voltat, frate cu celălaltul, alb, unguresc, voltat maghiar, cum vreți să-i spuneți. Uitați-l cum e. E puțin mai mare. Ăsta e mai bine hrănit, mai zdravăn, mi se pare. E frumos, crește bine. Deci avem acolo doi pui. Aici mai avem femeluța. Nu, de fapt e mascul acum pe ouă. Are ouă. Ăștia mi-au spart ouăle din greșeală. Femela am găsit-o ca storcit ouăle data trecută și acum iarăși au ouă și sper să nu mai facă la fel. Acolo avem ouă, după cum am spus, la... Da, să aprinde oblițul că nu-mi place cum se vede deloc. Mă chinui cu focusul și este foarte aiurea. Ok. Așadar, aici avem ouă. Uite, unul s-a speriat, s-a dat mai într-o parte. De desubt mai avem acolo pereche de Maria Stuart, care văd că stă să facă ouă. Și am mai făcut iarăși. Femela care a avut ouă aici, știți că fusese o femelă care ouase aici, le-am aruncat că erau infertile, iar a făcut ouă în partea asta. De data asta le-am lăsat 4 zile și zero, nimic în ele. Tot infertile, din păcate. Sunt unși la fund, dar nu știu de ce. Mai așteptăm, nicio problemă, pentru că uite că totuși avem pui de Maria la altă pereche. Jos, acolo iarăși au ouă. O, bune, masculul negru cu femela galbenă, au ouă și pe aici parcă se mai pregătea să ouă cineva, nu mai știu sigur, acolo avem masculul celălaltul. Cam asta ar fi aici. A, ba nu, aici avem la gât golaș, avem ouă, care sunt bune, trebuie să iasă zilele acestea. Aici avem femeluță care încă stă cu puiul ăsta în cuib. Iau ce gușă ți-a pânare. A avut un pui, atât, și acum au ouă în cuibarul ăsta, au ouă bune, deci două ouă acolo la gât golaș, două ouă la gât golaș acolo, un pui de gât golaș aici și încă un pui acolo, plus încă doi pui de gât golaș afară, care deja sunt mari. Aici e unul mai zburlit, l-au ciufulit ăștia mai mari, și acolo încă un pui de gât golaș,
Uitați cum se scurge apa aici, de la streașină, pe margine acolo. Aici mai avem un pui de voltat, indian, ăsta pe roșu, are o coadă splendidă, splendidă. Îl păstrez pe ăsta garantat, o nouă culoare. Ia uitați ce coadă are și încă nu-i complet, adică nu i-a crescut pentru că e încă micuț. Încălțătura genial de mare, coada perfectă, trei rânduri de pene, rotundă, nu stă cu ea nici în cap foarte tare, stă cu ea exact așa cum trebuie să stea un voltat, așa cum trebuie. Stai puțin cu fața la mine, măi. Foarte frumos, uitați aici, exemplar de voltat. Ăsta e de păstrat. Foarte frumos. Mama galbenă. Asta galbenă e maica sa și taicăsul e negru care iar au ouă. Uite-l și pe ăsta de aici, ăsta cu gri. Mănâncă deja singurei, uite ce agresiv e. Cred că e mascul ăsta. Dar și după cap îmi pare că e destul de mare, în cap e năros. S-ar putea să-mi fie mascul, sigur. Da. Acolo. Deci avem pe sus ăștia, văd că se ciondănesc. Femela asta parcă îmi făcuse ouă, da. Femela asta îmi făcuse ouă acolo și iarăși au fost infertile a doua oară. O mai lăsăm, nicio problemă, o să fie cu noroc cum a fost și la ceilalți. Cam asta ar fi în voliera aceasta. Voltați indieni, capucini și Maria Stuart. O să trecem în cea de-a doua volieră și o să vă spun și planurile pe care le-am și schimbările ce urmează. Plouă, plouă, plouă. Așa, am intrat aici, unde avem voiajorii și avem și voltați indieni, mai exact pe cei noi pe care i-am adus, pe care i-am cumpărat de la cineva, dacă n-ați văzut videoclipul când i-am prezentat în urmă cu vreo 2 săptămâni, cred că n-am mai făcut un video cu porumbei de 2 săptămâni aproape. Și anume, am luat 6 bucăți de voltat indian, am adus sânge proaspăt. Am adus așa, acel mascul, foarte masiv masculul, special pentru femela mea. Asta este femela mea, deja s-au împerecheat, i-am băgat pe boxă, dar acum i-am scos și urmează să-i bag în voliera voltaților, să-și ia și un cuibar și să vedem ce iese din femela albă și cu acel mascul din spate. Dă-te-mă albastrule, băi, cu acel mascul. E un roșu așa, foarte mare, foarte frumos. În spate mai sunt 3 pui, toți 3 aia sunt pui. I-am luat, erau foarte, foarte micuți. Nu trebuie să dea cu fundul înapoi să se răhățească. Am luat 3 pui, bine, am luat 4 pui și încă o femelă. Am luat o femelă căpăcită, asta de aici, pentru masculul căpăcit pe negru. O să schimb perechile, o să bag această femelă cu acel mascul peste vreo 2 luni, să zic. Îl mai las pentru că asta e încă micuță și văd că încă nu caută partener. O mai las cel puțin 2 luni și după care o voi băga. Să văd dacă reușesc și anul ăsta să scot o serie din ei, dacă nu pentru la sezonul următor, la primăvară încolo, nu e nicio problemă. Și aici mai am încă unul care este aproximativ căpăcit, dar mai are și pe la cap, după cum se poate observa ceva, un fel de maro, nici nu știu exact ce culoare ar fi ăsta. Foarte frumos și ăsta, e pui, au început să mănânce singur, așa i-am adus de pui, dar sunt foarte frumoși și îmi plac foarte mult, sunt încălțați. O coadă puternică, încălțătură de asemenea foarte puternică, va fi un schimb de sânge foarte bun. Să vi arăt pe ceilalți pui de aici din interior. Ui, uitați și buhara, voltatul ăla masculul cu buhara comparativ, cât este de mare, foarte frumos. Aici mai avem 3 pui, haide afară, vă rog frumos, pe diferite culori, ceva destul de unicat, pot spune. Avem acolo, cred că tot o femeluță albă cu gâtul galben. Foarte faină, cea din spate. De asemenea, aici este pe o culoare mai deosebită, un alb cu un fel de cenușiu așa pătată. Iar ăsta de aici
ăsta de aici, din prim plan, căpăcit, așa să-i zic, e frate cu cel de acolo, cu ăsta. Toți sunt super încălțați, codoși. Eu zic că sunt cam ce trebuie pe linia voltaților indieni, sunt foarte frumoși, îmi plac maxim, poziția și tot. Sunt foarte frumoși, uitați acolo ce femeie. Ce superbă e. Uitați și Buhara. Foarte, foarte frumos, ceva deosebit. Da, la Buhara, din păcate, tot n-am pereche pentru el, nu este nimeni în zona mea, nu prea am găsit și nici nu mai îmi fac speranțe prea mari. Nu am niciunde să mă duc acum, dar na. O să vedem ce o să facem. Ori îl voi da, ori îl păstrez și îl țin așa. Noutăți la pui aici, să vă arăt, au ieșit pui afară, după cum se poate observa. Acolo avem unul din Miolemans, ăla de acolo mai pe roșu, și cel de sus un pui din Miolemans, pui pe care vreau să-i dau. Sunt de dat, dacă este cineva din zona mea, deci au genă de Miolemans, tatăl Miolemans, mama este bălțată, cea de acolo, aceasta este femela. Sunt voiajori colorați, foarte frumoși, i-am inelat cu inele de 2021, nu sunt inele speciale, sunt de amator, dar dacă este cineva interesat de ei, îi dau cu 30 de lei bucata, 25-30 de lei bucata, pentru că vreau să renunț la voiajori. De asemenea, mai am aici un pui tânăr, abia ieșit din cuibar și cu fratele lui acolo. Foarte frumoși ăștia, colorați, foarte masivi. Ăsta zici că are musculiță în vârf. E foarte fain. Acolo jos avem tatăl, care este căpăcit pe roșu. Deci puiul ăsta de acolo și cu celălalt sunt din cuibarul de jos. S-au făcut foarte frumoși, căpăcit pe roșu, și aceea este mama de acolo, solzata. Mai sus aici, în această boxă, avem doi pui foarte frumoși, deja inelați. Nu sunt, ia uite, sunt de voiajor, dar vreau să spun că nu sunt pui de la această pereche. Aici este masculul albastru, căpăcit albastru cu femela albastră. Au fost ouăle din acest cuibar, de la porumbei pe care i-am din partea lui Vitalic. De aici, deci sunt pui din acești porumbei de sămânță foarte bună. Pui aceia sunt inelați deja, după cum se luați cu inele albastre, inele de concurs, și urmează să îi dau lui Răzvan. Porumbei ăștia sunt promiși lui Răzvan, de asemenea îi voi da și părinții, pentru că dacă vreau să renunț la voiajori, m-am gândit că vreau să îi dau cuiva care concurează cu ei. Și cum Răzvan concurează cu ei, o să-i dau și părinții și puii. Puii poate concura deja, o să vină următoarea perioadă într-o scurtă vizită la mine și o să-i dau acești porumbei să-i bage la concurs, pentru că el concurează cu porumbei. Mă refer la Răzvan din Brașov, din Ghimbav, pentru cei care nu știți, știți că am fost și am filmat la el. Are foarte multe păsări, porumbei, iepuri și multe, multe animale. O adevărată crescătorie, foarte frumos amenajate. Și urmează să-i dau lui porumbei aceștia. La fel și ăștia, v-am spus, sunt de dat. Am 4 pui tineri de dat. Cine-i dorește, dacă vrea cineva din zona mea. Sunt pui buni, sunt pui zdraveni. Deja inelați toți. Și de asemenea și părinții vreau să îi dau, pentru că vreau să și donez o parte din ei, o parte și vând, pentru că vreau să dau toți voiajorii. O să vreau să donez unui începător, specific, foarte clar, să fie din zona mea, nu, dacă de preferat poate să vină să ia chiar de la mine, eu îl aștept, poate să mă viziteze, vorbim în privat, pe Instagram sau pe adresa de e-mail, ca să fie ceva mai sigur, deci răspund la e-mail, dar dacă cineva îmi spune ce faci, nu o să-i răspund niciodată, pur și simplu trebuie să fie o conversație cât de cât.
Așadar, am voiajorii de dat pe toți. Cel mai sigur și probabil s-ar putea să păstrez Mulemans cu perechea lui. Adică cu bălțata. Îmi place. Mă gândesc să-l dau și pe ăsta, dar i-aș păstra. Doar așa pentru mine. Chiar de nu-mi dă pe Mulemans ca și culoare, deoarece nu are pereche ca el, ar trebui să-i fac rost. Îi păstrez pentru mine de frumusețe sau îi păstrez pur și simplu pentru a schimba ouăle, ca și doici. Cam la asta mă gândesc. De ce vreau să eliberez toți voiajorii? Pentru că, în primul și în primul rând, v-am mai repetat, eu nu concurez cu voiajori, nu am un spațiu ca să dezvolt, să cresc doar voiajori și să eliberez, așa că nu vreau să-i țin închiși degeaba. Prefer să-i dau cuiva care îi ține liber sau care îi concurează. Și de asta vreau să renunț la ei și să am voliera asta liberă pentru a băga gât golaș. Vreau să bag aici gât golaș, să țin aceste cuibare doar pentru gât golaș. O să mai fac încă un rând de boxe acolo. O să cumpăr sau o să, nu știu, o să văd exact ce o să fac sau o să fac eu. Deci mai fac un rând de boxe aici. Pe partea aceasta să fie 10. Și aici voi face pentru gât golaș. Să am acolo voltați indieni, gât golaș. Bine, și ca și Maria Stuart o să rămână acolo, dar pe viitor o să-i mut și pe ei, să fie separați. Cam asta aș avea în plan. Da, hai să mergem și în continuare. Băi, da, ce mai plouă. Plouă. Dacă e bine, la pământ măcar, că are nevoie pământul să se facă recolta, să nu mai fie atât de scump porumbul, că anul trecut ne-a rupt. Anul ăsta sperăm să fie mai ok. Aici, unde avem câte o pereche de rândunele de Saxonia și călugări saxoni, o pereche așa și una așa, respectiv puiilor. Aici avem pui de la rândunele de Saxonia, superbe. Rândunelele iarăși au ouă, au avut, asta e a doua, bine, au mai avut o serie de ouă după ăștia, au fost limpezi de-am aruncat și acum au încă o serie de ouă care par a fi bune și sper să fie bune. Iar călugării au pui mari acolo, în spate, trebuie să le fac curățenie, știu că e mizerie, dar după ce scot fiecare serie de pui la capăt, atunci le mai fac curățenie, pentru că nu vreau să-i stresez. Avem pui frumoși, super încălțați, fain, așa se prezintă pui. În curând o să coboare și ăștia din cuib. Deci sunt călugări saxoni. Ăștia o să fie de dat. Uite, ăsta e cu musculiță. Nu. Ăsta e cu musculiță. Băi, las-o. Acum am observat. Călugări saxoni cu musculiță. Ce tare e. Stai așa că nu vrea să focuseze pe el. Uitați. E cu musculiță. Super. Cam ăștia sunt aici. Nu mai sunt mulți. Am și spus că păstrez doar atâta rândunelele și o pereche de călugări. I-am pus la loc, așa, și acum trecem în ultima volieră și anume la capucini și gălățeni. Aici am noutăți și anume am dat perechea care cuibărea acolo, perechea matură de gălățeni, am dat-o plus puiilor, plus cealaltă femelă, tot pui din ei, care o băgasem separat. I-am dat pe toți, unui băiat, și a mai rămas doar cu o pereche de gălățeni, și anume cu asta de aici, masculul ăsta, uite că s-a dus acolo. Toy Stencil, masculul ăsta foarte frumos și cu femela lui. Și au acolo jos un pui. Au un pui pe care l-au ciondănit ăștia în cap, i-au spart capul, dar văd că eu crescut acum la loc, îi trece. Au un pui, nu știu care s-a legat de el dintre ăștia, l-au ciocănit în cap până la sânge. Și iarăși au ouă acolo, ouăle sunt bune. Și cred că iar o să scoată o serie de pui.
Vreau să renunț la Gălățeni, dar deja am renunțat, ca să zic, pentru că la urma urmei n-am decât o pereche. Dar această pereche, probabil o să o țin ca și perechea de voiajori, Miolemansu, doar pentru matcă, mă gândesc, doar pentru doici, nu pentru matcă, să-i țin, să le schimb ouăle și atât. Deși acum ouăle lor, o să scoată iar pui de gălățean, că nu le-am aruncat. Da, o să vedem. Aici avem ouă, o nouă serie de ouă bune, la o pereche de capucini, dedesubt iarăși la o altă femelă, mai exact la aia galbenă, în sfârșit am ouă și sunt foarte bucuros că sunt bune. Dedesubt pui și anume sunt pui nu de capucin, ci de voltat indian, și anume femela pe care am dat-o, în ziua în care am dat-o, ea avea două ouă sub ea. Și fusese călcată odată de un indian și odată de Maria Stuart, mi se păruse, sau ceva de genul, nu sunt 100% sigur. Dar avem aici un pui de indian și un pui care nu știu ce e. Pe ăsta l-am inelat, că e puțin mai mare. Pe ăsta nu l-am inelat încă. Să vedem ce o să-mi dea. Sunt foarte curios ce culoare și ce... Văd că n-are încălțătură. Pare puțin să aibă încălțătură. Sau chiar deloc n-are încălțătură. S-ar putea să fie ouat Maria Stuart și să fi greșit eu ouăle. Că nu știu exact cine a ouat în cuibarul ăla, dar femeia aia stătea pe ele. Cel puțin unul este de voltat indian 100%. Și unul nu știu dacă e de Maria sau de indian. De indian de fapt nu e deloc, că n-are încălțătură. Nu știu ce poate să fie. Oricum, i-am lăsat aici, le schimbasem ouăle la ăștia pentru că erau infertile și să vedem ce o să dea din ei. Aici mai avem un pui galbenu. V-am spus că mi-a dat încă unul galben și sunt super bucuros. Are și musculiță. Acea femelă galbenă are ouă la etajul 2 acolo. Iar puiul ăsta pe galben este de la etajul 3. În continuare aici am avut ouă și la spart. Nu știu de ce. Le spărsese exact cu o zi, două înainte să iasă. Era puțin ciocnit și puiul era deja mort. Nu știu ce s-a întâmplat. Ce l-a deranjat sau ce s-a întâmplat, n-am idee. Sus văd că ăștia iar se cheamă la cuibar. Femela albă cu masculul pe roșu, care au pui aici. Au niște pui incredibil de frumos. De frumoși, îmi cer scuze. Doi pui. Ăștia tot timpul mi-au scos câte doi pui și i-au dus la capăt. Iar acum mi-au dat pentru prima oară alb, dar are totuși ca și maică sa puțin vârfurile maroni. Trebuie să le fac curățenie astăzi, dar plouă și n-am niciun chef, că e mizerie, dar cred că le fac mai târziu, că asta e, trebuie să-mi fac timp. Un alb destul de frumos, cu puțin vârfurile, după cum se poate observa. Și încă unul galben, surpriză neașteptată, cu musculiță. Unul pe galben cu o musculiță, într-adevăr, care se cunoaște exact pe centru. Galben, foarte frumos. Ambii sunt de păstrat. Deci ambii sunt de păstrat. La fel și ăla tot de păstrat. Deci nu dau de data asta. Deci din seria asta nu voi da niciun capucin din ăștia trei. Pe toți îi păstrez. O să ajung la foarte mulți capucini, dar am spus, în momentul când o să am pe toate culorile, atunci o să fiu mulțumit. Spațiu au, plus în partea asta, dar în momentul de față sunt rațele mandarin și până nu scoate bobocei, le-am lăsat balia acolo și nu vreau să-l bea porumbei din apă, așa că le-am lăsat închis. Da. Cam astea ar fi toate noutățile, evoluția puilor, și cam ce mai am eu pe aici. Cred că peste o oră să fac timp și să vin să fac și curățenie.
pentru că trebuie să adunăm mizeria. Și cam asta ar fi cu videoclipul pentru astăzi, dragi prieteni. Deci pentru cei interesați, dacă vă interesează, am de dat voiajorii. Puteți să mă contactați, să-mi scrieți pe Instagram în privat și vă repet, îmi scrieți în privat, dar specificați clar. Salut Bogdan, sunt din comuna Cutare, aproape de tine sau din Tecuci sau de pe unde sunteți și aș vrea acei porumbei. Doar dacă sunteți de lângă mine. Dacă sunteți din altă parte, nu pot să trimit. Și nu trimit. Deci nu o să vă răspund. Adică aș putea să răspund oricui, că nu e nicio problemă. Putem face o conversație dacă avem ce să vorbim. Dar mă refer la faptul că nu trimit porumbei în altă parte a țării. Dacă cineva vrea să vină de la Timișoara, ca exemplu, până la mine la Corot, în județul Galați, da, vă aștept, nicio problemă, dar eu nu trimit. Cam astea ar fi noutățile, dragi prieteni. S-a pus pe ploaie și mai tare, văd că îi dă bine, bine. Dar să plouă. V-am lăsat, vă urez o zi frumoasă în continuare și numai bine.